perioada rece a anului începe ușor, ușor să-și intre în drepturi, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat, care în acest sens menționează că primul weekend din această lună ne va aduce valori mai scăzute atât ziua cât și noaptea. Astfel, sâmbătă, schimbările anunțate încă nu se vor face simțite, pentru că cerul va fi în cea mai mare parte a zilei parțial senin, iar vântul va bate slab și moderat cu posibile intensificări. În primele ore ale dimineții, în zonele joase sau cele înalte, mai ales cele din partea de nord a țării, se va forma un val de ceață densă. Ce ține de valorile termice înregistrate ziua la nord, acestea vor urca până la plus 16 grade. În centrul Moldovei și în capitală, precum și în partea de sud a țării, se vor înregistra temperaturi de plus 18 grade Celsius. Noaptea, mercurul din termometre va oscila între plus 3 și plus 8 grade. Duminică și luni, valorile termice vor continua să coboare, urmând să ajungă ziua până la plus 9 grade. Cerul va fi parțial senin, dar pe arii restrânse s-ar putea să cadă și câțiva stropi de ploaie. De asemenea, și vântul va bate mai tare, chiar cu posibile intensificări seara și dimineața, mai adaugă sinopticienii.